cel ce s-a născut din tine, roagă născătoare de Dumnezeu Fecioară, că mult poate rugăciunea mai ce este îngrozirea scăturilor. Nu trece cu vederea rugăciunii de păcătoșilor prea curată, că milostit este și poate să mântuiască cel ce a voit a pătimi pentru noi. De grasă în timpile pe noi durerile tale, Doamne, ca să le și poarte, ajută-ne nouă Dumnezeu de Mântuitorul nostru pentru slavă numele Tău. Doamne, izbăvește-ne și curățește păcatele noastre pentru numele Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cerul și pe pământ. Vine noastră și aspre ființe mele nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și iertă-ne greșitelor noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel bine. Amin. Amin. Cuviosului Ioan, care într-o dinăță și-a mulțin și cântare de laudă se aducem, că prin multă nevoință de cămarea cerească s-a împrimitit, iar prin pilda vieții sale pe toți ne învață să urmăm cu dragoste și cu credință Mântuitorului Hristos. Pentru aceea îi cântăm bucurie de Sfinte Părinte Ioane, mult nevoitorule. Doamne, miluiește, 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 Cel ce în toată vremea și în tot ceas, în cer și pe pământ, ești închinat și stăvit Hristoase Dumnezeule, îndemnul răbdătorule, mult milostive și milostive, care pe cei drept iubești și pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemă mântuire pentru făgăduința bunătăților ce au să fie. În sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne iznovește pe noi de tot necazul ce dorește și adorește. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții Tăi Înger, ca prin mijlocirea lor fiind împătriți și povătriți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei Tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Căci ești mai cinstită decât cherubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul a născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-o numele Domnului binecuvintează Dumnezeule și Doamne al puterilor și ziditor a toată făptura, care pentru milostivire militare și vinitare, că unul născut Fiul Tău pe Domnul nostru Iisus Hristos, L-ai trimis spre mântuirea noastră, neamului nostru și spre cinstită crucea Lui și prin cinstită crucea Lui zate cu păcatele noastre la rând, te biruit într-o dânsul stăpânire și puterea Dumnezeului. Însu stăpânii iubitorii de oameni, primește aceste rugăciuni de mulțumire și de cerere ale noastre ale păcătoșilor și ne izbăvește pe noi de toată căderea în păcat și de tot pierzătoare și întunecată, de toți vrăjmașii văduți și nevăduți care caută să ne facă rău. Pătrunde cu frica Ta trupurile noastre și nu pleca inimile noastre spre cuvinte sau gândurile ele și cu dorirea Ta hrănește sufletele noastre. Ca spre Tine totdeauna căutăm și lumina cea de la Tine povătuiți fiind, la Tine lumina cea neapropiată și pururea viitoare privind, neîncetată mărturisire și mulțumire Ție să înălțăm. Tatălui Celui Părinte, Amen.
Spasiți Dumnezeu nostru, nădejdea noastră, slavă ție! Căutați și Sfântului Duh și acum și trunea și vreți Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, Părinte, binecuvintează! Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate Maicii sale, ale Sfinților Măriților și tuturor rugaților apostoli, ale cel dintre Sfinți, Părintele nostru Ioan Gure de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, apoi Sfântului Cuvii, o să rugim și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de Doamne, cel ce a voit a pătimit pentru noi. De grasă în timpile pe noi durerile tale, Doamne, ca să răcim foarte, ajută-ne nouă Dumnezeu de Mântuitorul nostru pentru slavă numelui Tău. Doamne, izbăvește-ne și curățește păcatele noastre pentru numele Tău. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Trăime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cerul și pe pământ. Vine noastră și astfel ființe, dar de nou astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și iartă greșitelor noastre. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel bine. Aceea îi cântăm bucurii de Sfinte Părinte Ioane, bun nevoitorule. Doamne, miluiește, 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 Cel ce în toată vremea și în tot ceas în cer și pe pământ, ești închinat și stăvit Hristoase Dumnezeule, îndemnul răbdătorule, mâini milostive și mâini sârde, care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești, care pe toți chemă mântuire pentru văgădința bunătăților ce au să fie. În sus, Doamne, primește și rugăciunile noastre în ceasul acesta și îndreptează viața noastră spre poruncile tale. Sufletele noastre le sfințește, trupurile curățește, cugetele îndreptează, gândurile curățește și ne izbăvește pe noi de tot necazul celor rele și al durerii. Înconjoară-ne pe noi cu Sfinții de Iude, ca prin mijlocirea lor fiind păziți și povătriți, să ajungem la unirea credinței și la cunoștința slavei tale cele neapropiate, că binecuvântate ești în vecii vecilor. Amin. Căci ești mai cinstită decât cherubine și mai mărită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul a născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Într-o numele Domnului binecuvintează, Dumnezeu îi răsirește despre noi și binecuvintează, luminează partea ta de sfârșit. Amin. Dumnezeule și Doamne al puterilor și zicitora toată făptura, care pentru milostivirea milii tale și venirea ta noastră, pe unul născut Fiul Tău, pe Domnul nostru Iisus Hristos, l-ai trimis spre mântuirea noastră, neamului nostru și spre cinstită crucea Lui și prin cinstită crucea Lui zate, cu
căută lumina cea de la tine, povățuiți fie, la tine lumina cea neapropiată și pururea viitoare privind, neîncetată mărturisire și mulțumire ție să înălțăm. Tatălui celui care de început împreună unui a născut Fiului tău și prea Sfântului și Bunului de viață pe Tatălui Domnului. Acum și pururea și în veci, veșilor, amin. Cuvinte Semnul adevărat, să te ferici pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de iubimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mări. Doamne mirește, Doamne mirește, Doamne mirește, Părinte bine, cuvintează. Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile prea curate Maicii sale, ale Sfinților Noviților și tuturor daților apostoli, ale cer dintre Sfinți, Părintele nostru Ioan Gure de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, apoi Sfântului Cuvio să rugim și pentru ale tuturor Sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de Doamne, Mântuitorul.